Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru în a doua epistola lui Petru. Suntem la capitolul 2 și acolo vrem să privim o parte foarte serioasă despre care Apostolul Petru scrie. Am văzut în orele trecute că este nevoie în viața omului care s-a născut din nou, care s-a născut de sus, să se facă o schimbare de natură, adică ființa noastră, inima, trebuie să se schimbe. Natura păcătoasă trebuie distrusă și în locul ei trebuie pusă natura divină a Domnului nostru Isus Hristos. Și acum, în ora trecută, am văzut că. Putem să ne bazăm pe cuvântul clar al lui Dumnezeu, și nu putem, nu avem nevoie să ne îndoim de viitorul care stă în fața noastră. Și acela este scris în profețiile acestei cărți. Și acum, în capitolul 2, spune așa: În rot s-au ridicat și proroci mincinoși cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiși, erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare neprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor Calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta, ca prin cuvântări înșelătoare, să aibă un câștig de la voi. Dar o sânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. De deci ce este vorba de oameni care cândva au fost credincioși, care? sunt din mijlocul credincioșilor, dar care au căzut de la credință și ei aduc erezii în popor. Și zicesc mai departe, sărim că este câteva versete la care ne întoarcem mai târziu, de la versetul 15. După ce au părăsit calea cea dreaptă, deci acești oameni, au rătăcit și au urmat calea lui Balam, fiului Bosor, care a iubit plata fără de legii, dar a fost mustrat asupra pentru călcarea lui de lege a o mărgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori abungați în adunați în furtună, lor le este păstrată negura întunericului, ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduesc slobozenia în timp ce ei însăși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întunecimile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le-a fost dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărat. câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Iată, aici este foarte clar exprimat că acești oameni au părăsit legea lui Dumnezeu, au părăsit porunca și s-au dus împotriva lui Dumnezeu. Dar ei, cândva, au fost din mijlocul celor credincioși, din mijlocul celor care au fost răscumpărați, ce ei îl tăgăduiesc, îl leapădă pe stăpânul care i-a scăpat de, de eroarea din lume. Vrem să privim calea credinciosului, cum am mai văzut o dată trecută, descrisă aici. Credinciosul începe cu nașterea din nou și această cale duce spre Sfințenie. Dar pe această cale se poate rătăci omul. Dar de ce? De ce această cale pe care Dumnezeu ne-a pus, această cale făcută de Domnul nostru Isus Hristos, de ce Există pericolul de rătăcire de pe cale. Vedeți, mulți creștini astăzi cred că odată mântuit, odată născut din nou. Ești pe cale și mergi pe calea aceasta, nu mai ai nicio șansă să scapi, să cazi jos. Dar nu așa zice Petru și nu așa zice întreaga scriptură. Întreaga scriptură spune că calea pe care călginciosul începe să meargă este o cale strâmtă, care se strâmtoarează tot mai mult. Și în viziunea Ellen White, această cale pe care oamenii merg cu căruțe, cu cai, se strâmtoarează, se strâmtoarează, până la urmă, nu ai nici măcar unde să mai calci, pentru că trebuie să pășești prin credință. De ce este pericolul să cădem de pe cale? Pentru că această cale spre libertate este o cale care arată greutăți. Ce face drumul spre libertate greu? Ce face calea creștinului să fie o cale care nu este una în care mergi cu mâinile în buzunar, ci este una în care este o luptă. O luptă zilnică. Este că avem o fire păcătoasă cu care ne-am născut. Ea ne este în calea ca să primim firea divină. Să Fim transformați. Această fire păcătoasă de a trece de la minciună la adevăr este un drum pe care am văzut, este acea treaptă a lui Petru pe care trebuie să luptăm, care zice fiți plin de râvnă, plin de, de putere, trebuie să faceți tot timpul, creșteți pe această cale. Această cale este o luptă și de ce este grea, de ce poți să cazi de pe ea? Pentru că avem această eroare în noi, această idee cine suntem și nu o vedem și ea trebuie să fie adusă la iveală ca să putem să o eliminăm din viața noastră. Este eul nostru care ne face viața grea. Nu este drumul în sine, ci ceea ce trebuie să dăm jos, ceea ce trebuie să ne eliberăm de acele lucruri. Acel lucru face ca această cale să fie grea. Și la început, mulți poate să cadă de pe ea. Eroarea cu care ne naștem nu este conștientă, este situată în inima noastră, în subconștient. Și atunci, Dumnezeu, pentru ca să ne ajute să ieșim din ea, El trebuie să ne aducă în probleme. Zice aici Iacov în capitolul 1, de la versetul 2 până la 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, căci ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți și întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Și versetul 12, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Și Apostolul Pavel, în capitolul 12 din Evrei și vă recomand să citiți acest capitol, zice foarte clar: și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în, aleg, în alergarea care ne stă înainte. Și să ne uităm țintă la căpetenia și dezăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și a de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Deci, pentru Pavel e clar, pentru Biblie întreaga este clar că avem o cale de mers de la minciună la adevăr, de la transformarea întunericului la lumină. Și această cale este o cale greoaie, pentru că adevărul ne păcălește. Nu, este evident, de aceea zice, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului, în lupta împotriva firii păcătoase. Și apoi descrie aici mai departe că Dumnezeu este acela care ne ia în școala Lui și ne aduce greutăți ca să învățăm. Dar care este scopul? Zice, în versetul 11, este adevărat că orice pedeapsă. Este o consecință pe care Dumnezeu ne-o dă. Deocamdată par o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școală, școala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănoci. Deci, vedeți, este o un drum de mers. Acest drum Dumnezeu îl călăuzește. Dacă mă uit înapoi, în acești 14 ani de când Dumnezeu m-a reconvertit, văd cum El, în mod minunat, aduce circumstanțele, le folosește prin care trec, ca să-mi văd eroarea inimii mele, să iasă afară și să pot să o elimin. Aceasta este un proces, un proces conștient. Un proces care necesită o lucrare mentală, o lucrare, cum să zic, uh, serioasă, pas cu pas. Noi nu vedem în inima noastră în cine ne încredem. Am văzut că cauza tuturor faptelor este încrederea și avem doar de ales să ne încredem în adevăr sau în minciună. Și noi suntem obișnuiți să ne încredem în minciună. Suntem obișnuiți să ne încredem în oameni. Și fiind obișnuiți să ne credem în oameni, noi nu vedem cât de greu este să -ți, să transformă încrederea aceasta și să, să devii încrezător în Dumnezeu. De aceea, în, 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 în textele care le-am citit din Petru, în versetul 2 zice, mulți îi vor urma în destrăbălările lor cum se poate că mulți urmează pe acești proroci mincinoși, pe acești învățători falși? De ce îi urmează? De ce îi urmează mulți? Adică de pe calea aceasta de care are toți pleacă spre Sfințenie, mulți cad jos? Da. Dar de ce? De ce oamenii sunt ascultători de alți oameni? Mi-aduc aminte încă când eram mult, mult mai tânăr și am fost odată într-o adunare și acolo a predicat un uh, evanghelist mare, pe atunci era uh, foarte și și acum astăzi încă uh, este activ, deși este în pensie și el predicase dimineața o predică și după NASA ne-a dat curs uh, vorbim despre ea și am... Uh, M-am ridicat și eu și am spus că nu sunt chiar așa de, de acord cu privirea lui despre situația aceea. Și mi-aduc aminte că se scoală un frate și zice, eu dimineața asta n-am fost aici, dar sunt convins că fratele pastor când a predicat a spus adevărul. Vedeți, aceasta este omul în inima lui, se încrede într-un om, să știți, aceasta va fi prăpădul în ultimele zile în care noi trăim și Petru știe aceasta, oamenii se vor lua după oameni. Iar legământul nou zice că toți vom fi învățați de Dumnezeu. Noi trebuie să cercetăm orice învățătură care vine de la orice om și nu ne încredem niciodată în omul acela dacă nu vedem că învățătura lui este biblică, dacă nu vedem că el de fapt ajută omenirea cum a fost Ioan Botezătorul, cum au fost alți învățători, ajută Pavel ca să, să fi mai aproape de Dumnezeu, să dăm la o parte păcatul. Deci dacă oamenii ne prezintă niște, niște învățături care ce stai lejer, nu au fost nicio grijă, atunci acei oameni trebuie să vedem că ne duc în eroare. Dar sunt și unii care ne duc în eroare cu strictețea lor, pentru că pun în față niște lucruri externe, pe când în viața lor este destrăbălare. De aceea, noi avem obiceiuri care le-am construit înainte de convertire și ele sunt dificile de eliminat. Când eu am avut obiceiul și, și adicțiile mele 20 de ani, Dumnezeu mi le-a luat într-o clipă. Dar sunt alte obiceiuri, felul cum vorbești, felul cum te porți, ești, ești ne, ne, necioplit, sunt niște obiceiuri în care vorbești, care trebuie schimbate, trebuie făcute finuțe după chipul și asemănarea lui Hristos. Dar șlefuirea aceasta, acestor obiceiuri nu se face dintr-o dată, nu se face fără o luptă. Iar avem acel, cele două lucruri mari în trupul nostru, apetitul și pasiunea. Ele sunt date de Dumnezeu, dar ele din nașterea noastră deja nu mai sunt sub controlul nostru, pentru că ele ne cer lucruri ne uh, sănătoase, dar numai nesănătoase, ne ia controlul. Și dacă avem minciuna la conducerea vieții noastre, apetitul și pasiunea ne vor păcăli să le ascultăm cerințele. Mulți oameni au căzut și cad din cauza apetitului și a pasiunii. Pentru că aceste două lucruri sunt fără control dacă nu avem Duhul lui Dumnezeu. Dacă în inima noastră nu crește harul Divin, atunci nimeni nu poate să-și învingă apetitul și pasiunea. Sunt mulți. Care au căzut de la credință, care au avut în afară o, o arătare foarte bună, pastori, și unii mai sunt. Pentru că au ascuns pasiunea, au ascuns adulterul, au ascuns uh, ceea ce văd ei la, pe internet sau la televizor, în cămăruța lor. Ei abuzează pe sine. Abuzează alte persoane, sunt, sunt sclavi, așa după cum zice aici, sunt sclavi pasiunilor. Și noi trebuie să înțelegem că acești, că Cel care este sclavul pasiunii, nu poate să fie pe cale. Trebuie să iasă de acolo ceva în inima lui trebuie schimbat. Dar această schimbare. Este doar posibilă prin harul lui Dumnezeu. Numai dacă harul Dumnezeu crește în inima noastră, noi putem fi slobos, că zice aici, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Și când vedem că suntem biruiți, atunci trebuie să știm, nu luptăm, cum am spus în orele trecute, în. Împotriva efectului, ci lucrăm împotriva cauzei. Când suntem biruiți de aceste lucruri, înseamnă că undeva inima ne mai păcălește și ar fi bine ca să o eliminăm, să o dăm la o parte păcăleala și încrederea greșită într-un om. Eu cred că. Pentru acest lucru este o luptă necesară, nu împotriva efectului, nu mă înțelegeți greșit, ci împotriva cauzei. Acolo mergem la Dumnezeu și zicem, Doamne, trebuie să înving, unde este cauza? Unde mă încred într-un om? Unde mă păcălește eu meu? Pe care, pentru care nu pot nimic, dar acum când văd că mă păcălesc, vreau să ies. Prejudecățile care le-am acumulat în timp trebuie identificate și eliminate. Noi avem așa de multe prejudecăți. Firea noastră păcătoasă i-a pus pe toți oamenii în categorii și în momentul numai când îi vedem, deja i-am judecat, deja reacționăm la ei înainte ca ei să scoată o singură vorbă. Acest lucru trebuie arătat, acest lucru trebuie... trebuie scos din noi. Dar trebuie întâi identificat. Întâi trebuie să ne dăm seama, oh, am reacționat așa pentru că am avut acel, acea prejudecată față de acea persoană. Și acea prejudecată trebuie să o elimin. Altfel, la fiecare pas, ori de câte ori voi trece pe acolo, eu voi reacționa la fel. Vedeți, Firea păcătoasă pune pe oameni în, în. îi judecă pe dinainte. Firea Divină nu judecă persoana, dar are principii și acționează imediat după principii. Firea păcătoasă acționează imediat după, după, după prejudecățile acumulate. Firea Divină acționează imediat după principiile. Acumulate. Aceasta este o luptă, este o cale. Și va trebui să alergăm pe ea, să scoatem din noi aceste lucruri. Lăcomia, invidia, furia și multe alte trebuie să fie abolite din viața trebuie să fie scoase. Deci trebuie să fim foarte clar. Drumul, care duce de la nașterea din nou până la sfințenie. Este un drum care trebuie să îl mergem pas cu pas până când ajungem la țintă. El este un drum care Dumnezeu sau Iisus Hristos îl explică în pilda asemănătorului. Cele patru pământuri. Toate pământurile, numai unul aduce rod. Vedem acea sămânță care cade pe drum. Acolo nu unde să se scufunde în pământ. Nu poate să germineze și astfel ea este mâncată de păsări. Era apoi cade pe drum stâncos. Da, ea iese afară sămânța dacă găsește un pic de pământ se germinează, dar poate să aducă rod? Sau dacă cade între spini și mărăcin, ea la fel germinează, iese, dar n-are unde să se dezvolte, nu poate să aducă rod, doar când cade pe pământul bun, aduce rod. Iată, în cele patru pământuri, pe primul nu se nu germinează sămânța, dar pe celelalte două germinează, dar nu aduce rod. Deci dacă luăm aceste lucruri și vedem, vedem că din dacă luăm aceste trei lucruri și aceste trei pământuri, și zicem, ăștia sunt uh, toți cei care vreodată au fost născuți din nou. Trebuie să vedem că două trăim cad din ele. Și dacă o luăm pe toți patru, 100% înseamnă că numai o, un sfert din oamenii care aud cuvântul și numai o trăime din toți cei la care germinează vor aduce rod. Și dacă nu aduce rod, este zadarnică nașterea din nou. E zadarnică alergare. Deci aceste patru pământuri simbolizează cele patru categorii de oameni. Și eu le-am luat împreună pentru că cele două pământuri spun același lucru, am zis cele trei generale ale unui om pe acest pământ. Noi toți, ca descendența lui Adam, ne naștem ca prizonierii lui Lucifer. Nu avem nicio alegere. Alegerea o primim doar prin moștenirea lui Hristos, prin Evanghelia care ne-a fost dată. Ea este sămânța care este împăștiată, ea este invitația ca fiecare să vină la viață și luăm întâi pământul bun. Deci când vine Evanghelia noastră, noi primim o alegere, lumina ne face să putem alege, fără lumină rămânem pe deplin fără alegere. Dar apoi începem un drum de mers de la întuneric la lumină, până ajungem libe de tot. Aici vrem să ajungem, la capătul drumului, unde nu mai avem nimic în inima noastră care este rău, la o transformare totală a firii noastre. Dar este și calea cealaltă. Omul primește alegerea. El începe să meargă pe cale. Dar pe, cu cât calea se îngustează, omul trebuie să aleagă zilnic să depășească problemele lui. Dacă nu alegem zilnic să depășim ceea ce Dumnezeu ne descoperă, nu avem cum să ajungem la țintă. Și când Dumnezeu îmi descoperă astăzi, a, acolo în inima ta este lăcomie, acolo în inima ta sunt, sunt prejudecăți care trebuie să eliminate. Eu zic, ok, Doamne, cum facem? Vreau să scap de ele. Și atunci drumul merge înainte. Dar dacă vii la un moment dat, la un loc în care nu vrei, adică în care te împotrivești lucrării de sfințire, de curățenie, atunci caz de pe cale și atunci începe un proces de întunecime până la întunecimea completă, la captivitate completă a celui rău. Aceasta o să vedem în pic mai încolo, a fost și este destinul profeților mincinoși, care cândva au mers cu Dumnezeu, a învățătorilor mincinoși, dar ei merg, merg pe o cale, pentru că nu vor, sau da, nu vor să scape de tot răul care este în inima lor. Și apoi, evident, este calea celor care cade sămânța pe un pământ care nu vor. Ei primesc o alegere, dar o pierd și ei plec din rămân în captivitate și merg până la neîntoarcere completă. Și, exact, și acest lucru are o consecință pentru cei aduce viața veșnică, pentru cei care aduc rod, iar pentru cei care n-aduc rod, este moartea veșnică, este inexistența. Deci, cel care cade de pe cale, aduce și atrage și pe ceilalți să cadă de pe cale. Aici este exemplul care Petru îl dă cu Balam. Balam a fost cândva un profet, al lui Dumnezeu. Și el a fost chemat pentru bani să blesteme poporul. Dar el n-a putut să blesteme poporul pentru că Dumnezeu i-a arătat altceva decât ceea ce a vrut el să vadă în acel popor. Și atunci când a văzut că n-a putut să reușească să blesteme poporul, el îi dă lui Balac sfatul. Cum să ducă poporul Israel la destrăbălare. El, cândva, vorbitorul lui Dumnezeu, un profet al lui Dumnezeu, devine un seducător. Și aceasta de ce? De ce acest om, care nu era Israelit, Dumnezeu l-a ales cândva și l-a pus pe cale? Dar el de ce? Devine seduc seducător? De ce devine o unealtă în mâna celui rău când cândva a fost o unealtă în mâna Domnului? Din cauza lăcomiei. Lăcomia din inima lui, el n-a vrut să scape de ea. A vrut să aibe, cum zice aici Petru, o plată fără de legii. Să știți, când un om este chemat la lucrare indiferent ce lucrare dă lui Dumnezeu lui, ca fie că este profet, că este învățător, că trebuie să facă ceva. Dumnezeu nu ia oameni sfinți la lucru. Toți ucenicii pe care Isus și-a ales aveau defecte majore în viața lor, defecte de caracter care, dacă n-ar fi fost schimbați, nu le-ar fi adus să aducă rod pe care l-au acum acele defecte trebuiau scoase din inima lor. Și Iisus a lucrat cu ei ca să-i scoată, ca să fie eliminate. Deci când un profet începe, când noi începem pe drum, asta nu ne dă nicio garanție că vom și ajunge, indiferent ce slujbă Dumnezeu ne dă. Da, să fii chemat, să fii o slujitor al lui Dumnezeu ca profet este un lucru mare. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu te-a chemat că tu ești sfânt. Dumnezeu te-a chemat pentru ca să te sfințesc în această lucrare. Avem exemple în Scriptură, nu numai pe Balam, avem și alți profeți care au căzut de pe cale. Avem acel profet care venea din Iuda și trebuia să meargă în Israel și să blesteme altarul pe care Ioroboam l-a clădit. Și a blestemat altarul și Ioroboam întinde mâna și ce prindeți-l și mâna lui este a, a, înțepenită, rămâne paralizată, nu mai poate să o miște. Și atunci profetul se roagă și mâna lui Ieroboam este vindecată. Dar profetul are avea o problemă. Evident, Dumnezeu i-a spus, du-te, blesteamă altarul și pleci de acolo, nu pleci și nu vin apoi pe același drum și nu mănânci nimic pe drum. Și Ieroboam îl invită la masă și profetul zice, nu, mă duc. Iată că prima tentație să ajungă, să mănânce, o învinge, dar pe drum îl întâlnește pe alt profet care zice: Dumnezeu mi s-a arătat, ți s-a terminat uh, uh, slujba, ai învins, poți să stai să mănânci cu mine. Și acest profet ascultă de colegul lui. Oare Dumnezeu se schimbă așa de, deodată? Oare când Isus a fost adus în pustie de Duhul Sfânt să fie ispitit și el de acolo foamea și vine îngerul solcitor, Satana, într-un chip frumos, și zice: S-a terminat! S-a terminat uh, uh, ispitirea, Mânâncă, Dar, fă ceva, că să mânci că Tata! S-ar putea să te fi uitat. S-a terminat. Ajută-te singur. Oare Dumnezeu se schimbă? După ce am cumpărat acum 14 ani casa și apoi imediat cabinetul, că Dumnezeu m-a chemat, toate le-am făcut că l-am întrebat pe Dumnezeu cum să fac și când am ajuns apoi în necazuri, în probleme financiare, și din păcate am spus aceasta celor din familie și atunci toți vin cu sfatelor bune și zice, păi, vin de casa și mută-te la cabinet și acolo, atunci ai bani destui. Astea sunt toate lucruri omenești. Și am zis, dar Dumnezeu mi-a dat casa, acum după un an, doi, trei să, o vând? Nu se poate. Doar dacă El vine și îmi spune, asta trebuie să faci, dar nu o fac, doar că intru în necaz, eu schimb drumul? Atașat așa Dumnezeu nu ne poate aduce niciodată la capăt. Noi trebuie să știm că drumul, când Dumnezeu ne pune pe un drum, El nu se schimbă. În Maleah este foarte clar: Eu sunt Domnul Dumnezeu care nu mă schimb. Aceasta este atitudinea lui. El nu trebuie să se regândească. De aceea, dacă am primit o lucrare și am primit o, o sarcină, o împlinim până la sfârșit, indiferent dacă vine un înger din cer sau eu știu cine sau un alt slugă, slujitor al lui Dumnezeu și ne spune, mă, Dumnezeu mi-a arătat că tu trebuie să întorci calea. Dar nu, atunci să-mi arate mie că trebuie să merg pe altă cale. Și atunci merg pe altă cale. Dar nu o să mă iau după un om care zice, traiectoria ta acum trebuie să meargă așa. De aceea de când Dumnezeu Mare pocăit. El îmi este sfătuitorul meu. Legământul cel nou spune că toți vom fi învățați de Dumnezeu, nu mergem după învățăturile omenești. Da, Dumnezeu lucrează prin oameni, dar dacă nu vedem că învățătura acelui om este divină, o lepădăm. Pentru că oricum o primim numai pentru că ascultăm glasul lui Dumnezeu în ea și nu a glasul unui om. Ar, aș vrea să fiu ultimul care mă iau după oameni și să fiu sclavul oamenilor. Eu vreau să fiu sclavul lui Dumnezeu, vreau să fiu sluga lui, mă iau după el și dacă el odată mi-a zis ceva, rămân pe cale. Și toată lumea să zică altceva. Dumnezeu numai așa ne poate aduce să fim învingători. El ne știe slăbiciunea când ne cheamă. Și de aceea, în lucrarea în care suntem, și eu văd doar în lucrarea mea, sunt mereu confruntat cu problemele inimii mele, cu încrederea greșită în oameni, cu prejudecățile, cu, cu dependența de a fi acceptat de oameni. Și este o luptă, dar vreau să o duc. La capăt și să fiu biruitor. Să știți că cei care umblă ca Balam vor avea o răsplată. Aici am citit în 2 Petru de la Vesetul 3: În lăcomia lor vor căuta cu prin, prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Dar o sânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Deci Dumnezeu va aduce o judecată. Judecata lui Dumnezeu este sigură. Toți aceia care calcă legea lui Dumnezeu vor fi judecați. Și aici el aduce câteva exemple. Primul exemplu pe care îl aduce este... Sunt îngerii și Satana care au căzut din cer și sunt aruncați în adânc. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Deci, vedeți, când ei au, s-au îndepărtat de la Dumnezeu, Satana a fost primul înger prima mână, să zicem așa, lui Dumnezeu și el s-a împotrivit lui Dumnezeu. Și îngerii ceilalți l-au ascultat. I-a cruțat Dumnezeu și i-a păstrat în cer, i-a păstrat în lumina adevărului, nu. Ei au fost aruncați în întuneric. Ei nu au fost undeva puși, așa zis, într-un adânc unde stau încuiați, nu. Ei sunt activi, că lucrează ca demon pe pământul acesta. Dar în adânc stă scris că nu mai sunt în preajma lui Dumnezeu. Ei au fost eliminați, au fost dați la o parte și sunt păstrați în tunerecul orbirii, sunt păstrați pentru judecata finală, pentru că pentru ei nu există întoarcere, pentru că au păcătuit în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a cruțat. Ei vor primi răsplata în ziua de apoi, în atunci când va fi judecata finală după ce o mie de ani, cum am explicat data trecută. Al doilea exemplu care aduce, dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe noi, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți șapte inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Lumea aceasta creată de Dumnezeu, oamenii aceștia au fost ființe care El le-a făcut. Ei au fost descendenții lui Adam, au trăit, au fost contemporanii lui Adam. Dar așa s-au stricat. Așa au devenit în inima lor că Duhul Domnului nu mai avea acces. Și atunci Dumnezeu a zis: N-am ce să fac trebuie să-i distrug și a ales mijlocul apa ca să-i distrugă. N-a cruțat. Judecata lui Dumnezeu este sigură. Iată exemplele care Petru ni le aduce. Pentru că omul va secera ceea ce a semănat. Iar apoi vine următorul exemplu. Dacă a osândit el la pieire, și a prefăcut în cenușă cetățile Zodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Deci, s-ar putea ca și Zodoma și Gomora, și ei au auzit mesajul divin, dar s-au destrăbălat, au mers în destrăbălare totală. I-a cruțat el? A zis Dumnezeu, da, ei pot să meargă înainte? Nu, Zodoma și Gomora au fost distruse de foc. Dar a fost Zodoma și Gomora o judecată finală? Nu, ei sunt păstrați pentru judecata finală când va veni. Acolo ei vor, se vor, vor fi înviați împreună cu toți ceilalți păcătoși din toate timpurile. Și Iisus Hristos explică aceasta când spune, acest neam se va fi, va fi judecat împreună cu neamul din Zodoma și Gomora și Zodoma și Gomora se va ridica împotriva acestui neam. Și vor zice, dacă aceste fapte ar fi fost făcute la noi, noi ne-am fi pocăit. Deci șansele care a avut poporul evreu vor fi Arătate în comparație cu șansele celorlalți. Da, toți ce au avut șansa lor, toți au dat-o la parte. Dar toți vor fi judecați în aceeași timp, în aceeași ceas. Toți vor fi adunați pe întregul pământ, în jurul Ierusalimului, așa cum o, o descrie profeții, și va fi adusă judecata finală. acestea sunt doar exemple că judecata finală va veni. Da, unii vor avea și pe acest pământ de suferit această judecată, această distrugere, dar ei sunt păstrați pentru ziua de apoi. Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci lui acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletului lui neprienit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Și aici vine un text foarte semnificativ al versetul 9 din a doua Petru 2 înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cu cernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Da, să știți, Dumnezeu poate să izbăvească din încercare pe oamenii cu cernici. Ce înseamnă oamenii cu cernici? Oamenii care s-au luptat și se luptă împreună cu El să izbăvească inima lor stricată, să, să depășească moștenirea aceasta care o avem de la Adam și să o locuim cu moștenirea lui Hristos. Mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă, poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. E vorba de cei nelegiuiți pe care îi păstrează. Sunt câteva texte aici care Arată că destrăbălarea, adică folosirea a, pasiunii a sexualității pe care Dumnezeu ne-a dat-o, este cel mai ușor de schimbat. Pentru că este cel mai firesc. Dumnezeu ne-a dat aceste lucruri și prin ea, ispita, poate să vină cel mai puternic mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftin trupul altuia și desprețuiesc stăpânirea ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să baciocorească dregătoriile. Pe când îngerii care sunt mai mari în tărie și putere nu aduc înaintea Domnului nicio judecată baciocuritoare împotriva lor. Dar aceștia, ca niște dobitoace, fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, bagiocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor. El aduce aici un exemplu între îngeri și oameni. Îngerii, când raportează în fața lui Dumnezeu faptele noastre, ei nu ne judecă, pentru că nu ne cunosc inima. Dar oamenii aceștia judecă, au prejudecățile lor. Și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăcer, ziua namează mare, ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când o spătează împreună cu voi. Le scapă ochii de prea curvie, și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima de prins la lăcomie, sunt niște blestemați. Iată ce cuvinte serioase aici aduce uh, Cuvântului Dumnezeu. Ca să fim clari că există o judecată și dacă ai plecat bine pe drum, dar n-ai rămas și te-ai lăsat ispitit și mergi după pofta firii tale, nu vei ajunge la drum, ci vei fi judecat. De ce judecă Dumnezeu pe oameni? Pentru că ei au călcat legea Lui și fiecare care calcă legea Lui va trebui să fie judecat. Și Dumnezeu aduce judecata pentru că sămânța a devenit rod. Răutatea satanei care la început nu s-a văzut, acum a luat deplină dezvoltare. În acești șase mii de ani, multe lucruri s-au întâmplat rele, dar în ultimul timp, parcă toate sunt rele. Rodul răului este adus și Dumnezeu va trebui să aducă judecata, pentru că sămânța răului a devenit rod, e evidentă unde duce. Și Dumnezeu va trebui să judece pe cei care au luat răul și l-au păstrat și l-au făcut. Dumnezeu trebuie să arată contrastul între rezultatul final al rodului celor credincioși cu cei necredincioși. El trebuie în fața întregului univers să arate, să demonstreze aceasta. De aceea judecata are loc în fața Universului. Judecata finală. Apoi, în acea judecată finală, el solicită acordul tuturor celor implicați. Toți vor fi de acord cu judecata lui. Pentru că atunci când toate lucrurile pentru orice ființă, pentru îngeri, pentru oamenii sau ființe necăzute, pentru toți cei implicați se va vedea pe față toate lucrurile atunci, toți cei care vor fi socotiți și au ales răul, vor fi de acord cu răsplata lor. Însă, și Satana se, își va pleca genunchii și va zice, drepte și adevărate, sunt Doamne căile tale. Pentru că nu a fost niciun motiv pentru răzvătirea lui, și n-a fost niciun motiv pentru noi, ca oameni, să rămânem în răzvătire. Și judecata trebuie să fie adusă pentru ca să se execute rezultatul final. Trebuie executat și aceea va fi iadul cum îl descrie Biblia în, în Apocalips 20, va fi acel acel lac de foc în care toți oamenii, în care și satana și fiara, cum este descrisă în Apocalips, totul va fi acolo și va fi distrus. Da, mulți sau cei, depinde cât au făcut, toți vor primi resplata lor, dar la un anumit sfârșit și satana, după ce a Trebuie să plătească tot ce a făcut rău. El va lua un sfârșit și va fi fără existență. Și atunci, Universul și Pământul nostru va fi restaurat în armonie și în pace. Astăzi trăim în timpuri foarte serioase. Am văzut în lecția trecută că vine ceasul încercării. Și ceasul încercării va separa pe fiecare ceea ce are în inima lui. Și de aceea trebuie să fim pregătiți. Să nu ne, să nu ne odihnim pe ideea că, dacă Dumnezeu ne-a chemat să fim copiii Săi, aceasta este o garanție că vom birui. Să nu ne odihnim pe ideea că, dacă. Am fost chemați la o anumită lucrare deosebită în lucrarea lui, să zicem, a sigur Dumnezeu mă va mântui chiar dacă eu nu dau jos toate lucrurile rele din inima mea. Să nu credem acest lucru. Dacă numai un pic rămâne din firea păcătoasă în mine și eu ascult de ea, ea îmi va fi destin. Trebuie totul eliminat și eu vreau ca totul să fie eliminat din mine. Că suntem toți într un acest proces. Sigur, unii mor poate fără să fi terminat de tot lucrarea în viața lor, dar au murit ca cu cernici, nou murit ca unii care și au au mers după firea lor. Nu, ei au murit în luptă. Și vor fi mântuiți, Dumnezeu știe aceasta. Dar noi vrem să ajungem, eu vreau să ajung la capăt de drum, acolo unde întreaga mea ființă este doar încrezută în Dumnezeu, în care mă încred în El și fac voia Lui, în care dragostea divină iese din inima mea. Pentru că aceasta este scopul vieții mele. Și sper că și tu. Și dumneavoastră, când auziți aceste cuvinte, vă hotărâți să mergeți cu Dumnezeu. Și să nu credeți că, dacă odată ați plecat pe cale, veți și ajunge, ci prin credință, pas cu pas, zi de zi, alergăm în această alergare până avem cununa vieții pe capetele noastre. Amin.